la 7 de FCSB și CFR Cluj întâlnește UTA, formație care, deși a pierdut în ultimele două etape, mai speră la play-off. De Bălașa, de Screciu, de AK, de Ofosu. Unele probleme. Fulmat de start a echipei gazdă, pregătită de Marinos Uzunidis, în poartă este Pilia Celi. Vătăjelu, Pap, Marius Constantin și Bancu joacă în apărare, Nistor și Mateiu la închidere, apoi Bayaram, Câmpanu și Cicăldău în spatele unui Andrei Ivan, care și-a revenit cu 4 goluri și 2 asisturi reușite în 2021, cea mai bună perioadă a lui Ivan de când s-a întors din Rusia, de la Krasnodar. Avem o brigadă de arbitri cu Iulian Călin la centru, asistat de Ciprian Danșa și de George Neacșu. Delegare surprinzătoare a lui Iulian Călin, care cu 2 etape în urmă a greșit grav la FCSB Gazmetan Mediaș, a fost rezervă runda trecută în partida dintre CFR și Iași și iată-l acum din nou în postura de central. UTA în poartă cu Iacob, Tomozei, Erico, Benga și Șliakov în apărare, Buhăceanu, Albu, Vorobiovas și Miculescu la mijloc, Roger și Adri Petre în atac. Lipsesc Hora și Isaac, ambii sunt suspendați, Isaac a fost eliminat. Laszlo Balint este antrenorul celor de la UTA, Marinos Uzunidis, antrenorul Craiovei. De când a venit la Craiova, Uzunidis, echipa a primit un singur gol, drept că acel gol a însemnat o înfrângere în campionat în deplasare cu Chindia. A început meciul, UTA evident în roșu, deși plouă mărunt de ore bune, la Craiova gazonul se prezintă impecabil, doar 24 de goluri. Numai Chindia are un atac mai slab, inexplicabilă prezența lui Pap, fără marcaj, pe 6 metri. Intervenția lui Iacob, de parcă am fi într-un meci amical, nu e posibil să apară Paul Pap atât de liber acolo, cei doi stoperi. Tot Buhăceanu recuperează în fața lui Bayara. Cicăldău, să-l vedem pe Bayaram, are doar 18 ani. Bayaram! Orice minge este complicată pentru portar în condițiile în care plouă. Gazonul. Roger este omul care execută fazele fixe la UTA. Centrarea nu e rea. Până la urmă este însă respinsă, iar Tomozei își exagerează posibilitățile cu acest șut care se duce mult peste bară. Jocul, dar care a ieșuat de fiecare dată la pasa decisivă. Roger! Oho! Paul Pap pe cale să dea autogolul vieții, dar Pilia Celi îl salvează. Mulțumit, pentru că echipa lui n-a contribuit cu mult la această fază. Este o centrare fără perspective, la care Paul Pap reia senzațional spre propria poartă. Intervenția lui Pilia Celi este... Steagul rămâne jos, Tudorie, îl are în față pe Erico, Tudorie! Reușește Tomozei să respingă. Gazonul este excelent. Asta este un mare plus. Deși a plouat mult și de la distanță, fără emoții pentru Iacob, care a fost obligat să intervină o singură dată. Cicăldău! Nici nu mișcă Iacob, dar probabil că și-a dat seama că balonul se va duce peste. Foarte bună ocazie și ratare monumentală a nou intratului Camara. Egoist, Camara trebuia să-i paseze lui Tudorie de acest egoism. Excelentă această pasă dată de Cicăldău. Bine, pe reluare se observă că Tomozei cam îl închide acolo. Vătăjelu din prima la Camara. Șutul lui Camara devia de Tudorie. Ocazie monumentală, Nistor, gol! Dan Nistor înscrie pentru
pentru Craiova în minutul 69. Doar al doilea gol al sezonului. Dar cât de important este acea reușită după ce Bayram ratase. Moment de pasivitate al apărării arădene. Tomosei nu strânge. Apoi Erico se face de râs pur și simplu, permițându-i lui Nistor să recupereze o minge care avea voie să treacă de el. Iacob își făcuse datoria. Ce important este acest gol pentru Craiova, care vine la 4 puncte în spatele celor de la FCSB și CFR Cluj. Înainte de a pleca la Valencien, între timp Bayram. Șut deviat. Deviat de Peteleu. Se lasă avantaj. Din nou Camara. Trebuie să-i pase lui Tudorie. Camara trece în viteză de Benga. Scoate pentru ratarea lui Bancu. Cred că Tudorie o să aibă o discuție cu Camara. Au fost 3 sau 4 situații când spaniolul parcă l-a ignorat intenționat. Și aici, în loc să încerce să angajeze pe Tudorie, care iată este pe 6 metri, Nistor, autorul unicului gol de până acum. Trei minute de prelungire, centrarea lui Camara, pap! Se luptă acolo cu Erico. Și aici este fault asupra lui Șliakov. A fost un hands! Se dă penalti. Ia să vedem. Da, mingea la... Fluieră Iulian Călin, Tudorie. Îl execută cu calm pe Iacob, 2-0. Primul gol al lui Tudorie, de când joacă la Craiova, e drept, vine din penalti, dar este un gol de moral. Craiovenii sărbătoresc încă o victorie pe teren propriu. Craiova face 56 de puncte, e relativ aproape de FCSB și CFR Cluj. UTA cu a treia înfrângere consecutivă, e drept. Dar încă nu sunt convins că a fost penalti. Sigur, faza nu este extrem de importantă. Oricum se petrecea în prelungire. Oricum UTA n-a avut niciun șut pe spațiul porții adverse. Se încheie. 3 puncte pentru Craiova în meciul de deschidere al etapei cu numărul 28. Victorie meritată, în special pentru evoluția bună din partea secundă. UTA, o specialistă a deplasărilor.